Managerul Spitalului Municipal Rădăuț, Traian Andronache, și-a exprimat nemulțumirea într-o conferință de presă vis-a-vis de drepturile salariale pentru personalul implicat în lupta anti-COVID. Andronache a arătat că unitatea spitalicească este forțată să folosească bani din bugetul propriu pentru acoperirea acestor sume, în condițiile în care banii promiși de guvern nu au fost alocați. La conferința de presă a participat și primarul municipiului, Nistor Tătar. În data de 6-a 4-a, anul curent, se publică în monitorul oficial numărul 292 ordinul 43/2020, care povestește despre stimulentul de risc. Stimulent de risc acordat cadrelor medicale care sunt implicate în tratarea SARS-CoV-2. Legea 56 este actul prin care aceste sporuri salariale sunt ele introduse prin trei acte normative care sunt cumulate într-un singur ordin, ordinul 2087, acte normative care, prin normele metodologice comune, aduc lămuriri vis-a-vis de cum, despre faptul cum unitățile sanitare pot acorda aceste sporuri salariale care înlocuiesc acel stimulent de risc personalului medical implicat în tratarea SARS-CoV-2. Având în vedere că Spitalul Municipal Rădăuț figurează în ordinul 555/2020 ca fiind spital suport COVID, este evident că personalul încadrat la Spitalul Municipal Rădăuț merită aceste sporuri salariale. Spitalul Municipal Rădăuț, în data de 8-a 7-a, solicită casei de asigurări de sănătate, la distanță de câteva zile după apariția în monitorul oficial a normelor metodologice de interpretare a legii 56, solicită casei de asigurări de sănătate sumele necesare pentru acoperirea acestui spor. Casa de asigurări de sănătate, în data de 8-a 7-a, comunică de asemenea unității sanitare o adresă prin care ne solicită să îi comunicăm suma în vederea evidențierii distincte a sporurilor prevăzute de articolul 7 aliniat 1 din legea 56. Nu știm a cui evidență vrea să o facă Casa de Asigurări de Sănătate și de ce avea nevoie de comunicarea noastră a acestei sume, dacă nu din alt considerent, decât considerentul alocării și resursei financiare pentru efectuarea plății acestui spor. Având în vedere această adresă primită de la Casa de Asigurări în data de 8-a 7-a, unitatea sanitară, la data de 10-a 7-a, la 10 iulie, plătește din buget propriu, de bună credință fiind, plătește din buget propriu, atât timp cât existau și aceste prevederi legale, către angajații Spitalului Municipal Rădăuț, acest spor cuprins între procentul de 5% și 30% pentru cei 587 de angajați, trăind cu impresia, de bună credință fiind, că această sumă va fi reîntoarsă în bugetul unității sanitare, așa cum s-a mai întâmplat și de alte dăți, pentru că de destul de multe ori unitatea sanitară a plătit drepturile salariale către angajați înainte de a încasa sumele cuvenite de la Casa de Asigurări de Sănătate, sume cuvenite privind contractul pe care l-avem încheiat cu Casa de Asigurări și de asemenea sume care sunt alocate unităților sanitare privind influențele salariale care sunt decontate de către statul român. De la data de 10 iulie, de când am plătit aceste drepturi salariale pentru angajații spitalului pentru luna iunie, deci pentru luna din urmă, și până în prezent, unitatea sanitară nu a primit
în cont nici o sumă de bani din partea legiuitorului privind aceste drepturi care au fost legiferate. În primul rând vreau să vă spun că se respectă tradiția. În general, noi ajutăm Spitalul Municipal cu ce putem să-l ajutăm, dar din punct de vedere a retribuției ca personalul medical este o problemă care nu ne aparține nouă. Aparține spitalului, este buget separat și încasează de la Casa de Asigurări Sănătate. Fake news-ul a apărut în primul rând de la unele persoane care sunt fac parte din partidul de guvernare, care au împânzit în Spitalul Municipal că primăria o fi primit banii și nu i-a dat și ei medicii care au drepturi și asistenții medicali, care au drepturi și infirmierii care lucrează în spațiile respective cu, și au dreptul la aceste sporuri, că s-ar fi primit banii la rectificare bugetară. Eu vă spun că noi la rectificare bugetară, guvernul s-a grăbit să ne dea prea mult bani decât niște bani pentru Direcția de Asistență Socială, numai respectiv pentru persoane cu handicap. Atât am primit și nici acolo nu ne acoperim suma. Deci nu am primit niciun ban noi primăria pe rectificare bugetară. Ca drept dovadă că relația de colaborare cu primăria municipiului Rădăuți este foarte bună, domnul primar vine de fiecare dată când este convocat la spital. Este evident că s-a implicat până acum, pentru că dacă Spitalul Municipal Rădăuți nu era sprijinit de primăria Rădăuți în toate demersurile pe care le-a făcut, nu ajungeam în situația în care suntem în momentul de față.